Bun găsit din nou, ne-am întors la malul mării, la Vila de Creație a Scriitorilor, alături de Mircea Dinescu. Bine ați venit, domnule Dinescu! Salut! Vă mai amintiți o creație specială de aici, de la Vila de Creație a Scriitorilor? Cred că am povestit vizita la Unia Se, la un ceabecul ăla care era, era erou al muncii socialiste. Nu ți-am povestit, nu la emisiunea, hai că e foarte mișto. Și ăștia au fi Marin Preda, nu știu ce, a zis, domnul Preda, să vă arătăm cel mai tare IAS din Ialomița, unde este președintele IAS-ului sau ceva, este un erou al muncii socialiste, știi? Și ne ducem noi acolo, era pe lângă Urzicene, așa am uitat în ce comună, și intrăm la unde erau grajurile cu vaci, totul alb. La intrare, nu intra așa iurea, trebuia să treci printr-o baltă cu dezinfectante, nu știu ce, pentru că aveau numai vaci olandeze, dar costa o vacă de aia, nu știu cât, 3.000 de dolari. Și Ceaușescu se interesa în fiecare săptămână dacă a fătat vacile, nu știu, erau intre. Ăsta era simpatic, președinte, ăsta erou muncii socialiste, știi? Și în fine, de arată vacile, nu știu, și stăm la masă. Să mânca super bun. Că el spunea, el gătea când îi veneau cârnăciori, finuți de oaie, nu știu ce. Și la masă stând așa, Lucian Raicu, marele prieten al meu, zice, cred că îl cunosc pe domnul ăsta, pe erou ăsta. Zic, de unde? Și că era chelner la Trocadero. Era o crâșmă celebră în București. Da, era chelner la Trocadero. Și eu îl întreb, zic, tovarășu, colegul meu, domnul Raicu, care a fost la prieten cu Labiș, spunea că beau la o cârciumă unde era imatale chelner, așa. Da, ăsta foarte mult, da, eram chelner. Păi Labiș, păi eu îi dădeam gratis, domnule, să bea, că mi-era foarte simpatic și nu știu ce. Și am fost chelner la Trocadero și când se făceau, când a început campania pentru intrarea în CAP-ul, așa pânsate, fiindcă eu eram dintr-un sat de lângă Urzicen, m-au luat și pe mine secretarul de partid, a zis să mă duc eu acolo să-i conving pe ea. Și am convins că mi-erau toți rude. Am zis, bă, intrați în Iase, că suntem toți și Nașu și Finu și vecini. Și deci de la poezia lui Labiș la asociația... Da. Și a tras un Iase, mamă, și a mers foarte bine. Era într-adevăr foarte tare tipul. Și povesteau chestie simpatică apropo de Ceaușescu. Ceaușescu venea în vizită de și ce ultima dată când a fost, a vrut să intre în lanul de porumb și eu știam că ce vrea să vadă și acolo, într-un loc, am tăiat porumbul și am aranjat un grătar, o masă cu chestii făcute de mine, cârnăciori, nu știu ce, în fine, ăștia pe care mâncam și noi. Și când mergeam așa, am spus, doar și eu, știu, vreți să gustați ceva? Eu am o țuică, și neanei cu ce da. Așezat acolo și a venit, erau doi generali care și mi-a zis, nenorocitule, de ce nu ne-ai spus că îi dai de mâncare? Și că tovarășul venea și în străinătate, când se ducea, veneau cu mâncarea după ei, ca să fie controlată, să nu-l otrăvește cineva. Zice, fii atent. Dacă se întâmplă ceva? Nu, dacă se întâmplă ceva, zice, ai cacarisit-o, cât era el de erou al muncii. Dar să spui că a fost controlată înainte. A fost controlată înainte, da. Și am mâncat neanicu, bineînțeles că n-a avut nimic, a fost, da. Și ăsta era, nu știu ce, nu știu dacă mai trăiește, că ar fi trebuit să aibă acum vreo 90 ceva de ani, dar era haios tipul, știi? Și asta a fost aventura cu Marin Preda, ieșit la iarbă verde. Mi-a spus săptămâna trecută că nu prea venea Marin Preda aici, nu? La mare. Nu, Marin Preda nu venea în general, fusese în tinerețe, mergea la asta. Era un tip foarte, să știi, el era... După părerea mea, primul scriitor profesionist pe care l-am văzut eu, în sensul că el s-a așezat dimineața la masa de lucru, prozatorul, spre deosebire de poet care poate să scrie și în tramvai și în... pe malul mării. Așa. Prozatorul trebuie să stea la masă. Și el, de exemplu, el n-a băut toată viața. El mi-a spus, Monșer, la 50 de ani am descoperit whisky-ul. Dar știți de ce beau eu? Ca să nu mai scriu. Zice, seara mă încinge chestia cu scrisul și văd că am scris 20 de pagini, nu știu ce, și se lăbărțează așa. A doua zi când citesc dimineața, văd că nu-mi place. Și atunci scriu și la un moment dat trag un whisky. Bă, cât?
Și nu mai am chef de scris și cobor și eu la... Așa l-am cunoscut. Nu, așa l-am cunoscut. Așa am devenit foarte bun prieten, pentru că eu fusesem invitat de Gheorghe Tomoze, era un poet din zona Argeșului, așa, în fine. Și am cumpărat era o brânză foarte bună în coajă de brad. Nu asta, asta e numai coaja aia autentică, brânza nu mai e de-aia. Era o brânză de-asta de oaie untoasă, galbenă, superbă era. Specifică zonei acolo? Da, în zona... Mușcelului. Începe, da, Câmpul Lung, Mușcel, nu? Cred da, că da, acolo da. Și a venit Preda la un moment dat târziu și să închiseze bufetul seara. Și așa dezamăgit, eu stăteam la masă numai cu Fănuși Neagu, că el mă angajase la Asociația Scriitorilor de București, pe post de portar era salariul, dar lucram la Almanacul Literar. Că am făcut așa un... De la portar la președinte al direct, Uniunii Scriitorilor. Așa, evoluția omului. La mine, cea mai proastă perioadă de scris a fost când am fost președinte al Uniunii Scriitorilor. Am scris mult mai mult când eram portar. Și acum la bătrânețe. Noi și... Preda zice, au moșă, n-am ce mânca. Zic, domnul Preda, zic, am eu sus. Eu stăteam într-o cămăruță mică la... Ei aveau și el și Fănuși Neagu și ăștia scriitori, mai zic, aveau apartamente, nu știu ce. Eu aveam o... cea mai mică la Cucurigu era, în schimb, fereastra mea dădea spre biserica aia de la... De la Palatul Brâncovenesc. La Palatul Brâncovenesc. Și înainte să intri în aia, e o bisericuță frumoasă, da. Pe acoperișul căruia stăteau păuni, mă, dai seama ce, deschideam fereastra dimineața și vedeam niște păuni pe acoperișul unei biserici, era ca și cum ai fi în rai, știi, de fapt. Ca să, sărăcia m-a dus acolo, că n-aveam casă în București, fiindcă n-aveam nici buletin de, n-aveam buletin de București, că n-aveam casă, nu putea, și n-aveam casă, fiindcă n-aveam buletin de București. Și atunci, după ce am dormit pe la Asociația Scriitorilor, pe ziare, pe acolo, împreună cu Pucă, am povestit și asta, cred că la tine, cum am ajuns, așa, am stat mai bine de 5 ani la Mogoșoaia, și costa foarte puțin, mâncarea, mâncai de la cantină, au prețuri mici atunci, în fine, dar stăteam în camera aia, așa, și aveam încă brânza aia, nu, uitasem de ea, o aveam acolo pe fereastră, și am tăiat lui Marin Preda, așa, o bucată cu tot, cu coajă, nu știu ce, și Marin Preda a zis, Monșer, vină până la mine în cameră, după ce am mâncat brânza aia. Și avea în camera lui vreo două lăzi cu coniac francezesc, curvoazie de 5 stele, așa. Și ia două pahare, pic, îmi pune mie un pahar mare, așa, 200 de grame și lui. Zice, noroc, Monșer, să bem ca pe poșircă. Și japul de pe gât. Eu zic, domnul Preda, vreau să-l legumesc așa, să-l beau coniacul francezesc, să bea. Are ușor, aroma așa. Aia fină, da. Dar el folosea metoda asta, asta vreau să spun, seara, el venise treaz și ce bine, Monșer, eu mai beau unul. Și a tras în gunul și s-a trotilat după două pahare de astea și ea că a devenit vesel, uita de problemele pe care le avea și el, ca orice om. Și așa m-am împrietenit cu el și m-am împrietenit și mai mult când Fănuși Neagu supăra pe Preda pentru că scosese Frumos și nebune ai marilor orașe, un roman al lui. E foarte interesant, dar mă rog, scris cu preosebire de Preda, care scria zilnic, Fănuși era mare troșcăitor. Și când scria Fănuși? Scria când îl durea burta și nu mai putea să bea sau că la... Nu scrii la alcool, nu mai ai chef să scrii dacă... Deși ți se, poate că ți se pare că atunci năpădește nu, talentul peste poetul, tine. Poetul, cum ar veni, există mitul că... Scrii mai ușor la beție. Mai ușor, da? La beție. Și e mai inspirat. E falsă chestia, nu. E falsă. Că aici trebuie să stea în umbra talentului dacă nu veghează și inteligența artistică care se cam duce când te troșcăști. Nu. Și avea pagini superbe în romanul ăsta, dar nu era, era mai înseilat așa. Și a fost înjurat în revista Luceafărul de un critic literar, un Mihai Ungheanu, care a ajuns după 89 în Partidul România Mare. Și Fănuși a zis că Preda l-ar fi pus să scrie, ceea ce nu era adevărat. Și a început să-l înjure, Preda era separat la masă, eu eram cu Fănuși. Și a început să-l înjure, nu știu ce, și la un moment Fănuși s-a sculat să-l bată, nu știu. Și eu m-am dus și am stat în fața lui Marin Preda și nu l-am lăsat, știi? Și Fănuși atunci, bă, ticălosule, te-ai dat cu Preda, nu știu, să nu mai stai la masă cu mine. Bine, nu. Și m-am mai stat la masă cu Preda. 5 ani am stat la masă cu Marin. Același loc stăteau și Preda și Fănuși și nu-și vorbeau? Nu, nu-și vorbeau, da.
Da. Frumoasă imagine. Păi, era chestia, erau ambiții, orgolii, unii oameni orgolii, venind, chestii, în fine. Diferite clanuri de critici care înjurau la ala, lăudau la ala, în fine. Și așa am ajuns eu... În apropierea lui Tătă. Dar Fănuși venea aici, venea la Neptun? Fănuși venea aici, când venea Fănuși, venea mulți din provincie. Unde se întâlneau? Chiar aici, așa? Aici, băi, aici gândește că în 70 au fost clasicii perioade astea, din anii 60 până... Nici Nichita Stănescu nu venea. Nu venea nici Nichita aici? În schimb, Fănuși Neagu venea în fiecare an. Sătea o lună, două chiar, știi? Băieșu, Fănuși Neagu, Dere Popescu, Buzura, ce? Emil Brumaru... Veneau foarte mulți scritori cu familie, nu știu, că era plăcut, mâncarea era ieftină, acum e mai scumpă pe vremea, nu mai să... Atunci era, partidul avea grijă să dea... Să le asigură o viață mai ușor. Da, da, da. Era și o modă de a strânge pe toți cu microfoane, cu nu știu ce, aveai sub control și ca la Mogoșoaia, știi? Ca pelicanii, să stea în grup. Ce discutați aici? Discutați și politică? Păi mai discuta și politică, deși nu asta era principala chestie. Tot soiul, și bârfe, și mai veneau pe aici și acti. Venea Gogu Rădulescu venea câteodată. Da, venea în vizită, scriitor, nu știu. Venea Ștefan Andrei cu soția. Frumoasa sa soție. Da, cum o chema? Violeta Andrei. Violeta Andrei, era încă... Odată m-am așa de la masă, eram... Și eu pe acolo, știi? Și am început să cochetez cu Coana Mare și a venit și că vede ăsta, bă, și de dracu, ce trebuie. Ea, fine, eram cu plete, eram băiat frumos. Și răspundea la provocările dumneavoastră. Răspundea puțin, trebuie să recun. Vă mai amintiți ce ați creat aici? O poezie specială? Da, am scris poezii multe la mare. Da. Chiar era o Eu veneam de obicei, veneam odată până august așa, sau la iulie și până îmi plăcea în septembrie, când se golea stațiunea cea mare atunci e frumoasă, știi? Nu mai e căldurea mare, începe să răcește apa și vin pești, prindeam. Era mare pescar pe vremea aia, stăteam tot timpul pe dig acolo și dădeam la stavrizi. Am prins și o pisică de mare, de vreo 15 kg. Fără glumă. Acum, sigur nu mințiți ca pescari. Păi nu, știu ăștia dacă întreb oricine. Că a fost un eveniment să vii cu o pisică de mare, că știi, e periculoasă, are două chestii de os, așa, dacă te înțepi, a murit un mare cercetător de ăsta subacvatic. Da, 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 l-am înțepat. Eu știam de asta, i-am tăiat alea cu... Dar am lăsat-o, am aruncat-o mare, că nu știam că e foarte gustoasă, de fapt, se mănâncă, e precum calcanul, știi, până la urmă. Și stăteam la pescuit. Bine, toată lumea știa. Au venit niște... Mirosea pește prăjit. Și între unul, mirosea prăjit. A, domnul Dinescu, cum ar veni eu, mirosea pește prăjit. Prindeam foarte mult pește atunci. Marea nu era atât de poluată. Acum, toți amărâții dădeau și nu amărâți, care nu se pricepeau la pescuit și aveau prindeau guvid, de exemplu. Du-te acum să nu prinzi un guvid. Deci o trăvită apa, foarte tare. Nu știu dacă în urma războiului din Ucraina, așa cum cred că au omorât toată o travă aia din bombele alea și din, înțelegi? E foarte trist că apele românești sunt, că și Dunărea, peștele s-a cam dus, știi? Deci asta, de-aia veneam la mare. Mă simțeam bine, să venea și Lucian Rai cu marele critic, pentru mine el reprezenta, a fost... eram învățăcelul lui. El fusese cel mai bun prieten al lui Nicolae Labi, știi? Mare critic și un om extraordinar. În fine. Acum, știi, am zis că o întreagă mitologie s-a creat aici, că veneau... deci, scriitorii cei mai importanți. Acum vin copiii scriitorilor, știi? Că am întrebat pe directorul Casei de Creație, care de când eram eu președinte aici. Zic, măi, cine mai vine așa? Vine că să schimbă astura. A, zice, vine Anita, fiica lui Fănuși Neagu și băiatul lui Băieșu. Deci vin urmașii copiii scriitorilor, urmașilor, știi? Mulți dintre scriitori nici mai își permit să vină, pentru că pe vremea aia
Apropo, de ce există nostalgie pentru sistemul ăla? Pentru că un scriitor cât de mediocru era, când scotea o carte, primea bani înainte să... Nu avea nicio importanță dacă se vindea cartea sau nu se vindea. Nu era plătit în funcție de tiraj. Erau plătit, dar primul, nu toți scoteau tirajul, al doilea sau așa. Erau ăștia privilegiații sau, mă rog, care au foarte celebri. Și eu am scos, de exemplu, am luat pentru cartea mea, Proprietarul de poduri, premiul unui scriitor și premiul Academiei. Și Preda, care era director, mi-a scos și ediția a doua, știi? De 12.000 de exemplare. Mai mult nu putea decât cu acordul partidului. Dar oricum, înseamnă central. Mult 12.000. Da, acum, dacă vinde azi 2.000 de exemplare, da. Cineva se consideră acum, mare scriitor. Și 500 succes. De exemplare. Da. Când scot acum poeții, ce a avut succes, s-a vândut 500 de exemplare. Ăștia scoteau, că se dădeau aprobări, scoteau și Marin Preda, de exemplu, dar nu mai Marin Preda, și aia care erau Titus Povici, sute de mii de exemplare, știi? În fine, și se dădeau bani și atunci poeții puteau să trăiască. Acum un poet trebuie să găsească un sponsor, să-i plătească 300, 400, 500 de exemplare, nu câștigă nimica, trăiește din pensie, dar nu-și permite să vină la Casa Scriitorului, unde prețurile sunt în armonie cu cei pe în jur. Așa, nu mai e chestia aia că plătește statul o parte din ce mănâncă și ce bea scriitorul român. Ce ați scris aici? Vă mai amintiți o poezie? Nu, am scris multe poezii. Am scris o poezie, dar nu știu că o să mă amintesc, că era o poezie mai complicată. Cred că am... ar fi trebuit să iau o carte. Să, era așa chiar despre... hai să vedem dacă... Era... Circ, cred că se chema. Circul din adâncul mării, știi? Cam asta era titlul. Nu știu dacă era chiar așa titlul, dar fii atent. Marea e un medic simplu. Spui tot ce vrei, nu-ți pasă. Și gărgăuni și rufe murdare poți să atârni pe sforile însărării, în briza somnoroasă ce înșurubează în plăpul duios ca să apicârni. Bărci de uscat, dughene, vin prost ce nu există, piper ateu, tămâie, zei de comerț, vopsiți, prieteni strânși ca banul sărac într-o batistă, de un nu știu ce prielnic în portul dinspre Sciți, o arcă democrată cu șpiță obligatoriu în care se proclamă oricine vrea catarg, cu orchestra arvunită din timp la sanatoriu de tebeciști tineri care tușesc în larg, cu grecii care acum sunt turci în salopetă, cu un templu care acum e o fabrică de spirit, cu fete care acum de mult nu mai sunt fete, marea care acum nu știu, are miros de birt, cu zeii care iată sunt exilați pe mare, cu circul care iată scâncește din adânc, cu fier petrol să le înină, măcel plictis splendoare, cu mine care iată nici nu mai pot să plâng. În fine, era o poezie după 40 de ani. Cred că asta, deci am scris-o, da, după 40 și... Prin 80, nu? Cam așa. Din mai devreme. Mai devreme? Da. În fine. Păi nu, la bătrânețe îți amintești ce ai făcut în copilărie, nu mai îți amintești ce ai făcut ieri și ce ai mâncat la prânz. Dar vă mai amintiți ce găteați pe aici, pe la Uniunea Scriitorilor? Eu fiind un băiat simpatic... Sau în vremea aia nu găteați? Ba da. Adică când prindeam ceva, ăsta, bucătarul șef era Piccolo, de exemplu, pe vremea avea 17 ani. Și spuneam, bă, vin încoace. Uite, am și o guvizie ăștia, bea și o bere și scoate-le mațele, nu știu, că prăjește. Și mai am niște chefal, pune-i pe sare. Deci eram în rații bune cu ea de la bucătărie, le deam o bere, nu știu, și mâncam pește la prânz, prins de mine. Curat, mai dădeam și altora, evident. Deci se baza bucătăria pe asta, pe și mai voiam legume de-astea la grătar, știi, roșii, cumpăram de la țăranii din orășelul ăsta de pe... Din Mangalia. Din Mangalia. E o piață foarte simpatică și acum, piața din Mangalia, știi, niște doamne, mă știu unele de acum 40 de ani, știi? Și ieri am fost și am mâncat șuberec
Cu brânză? Cu brânză și cu carne, care șubereacul este o scovergă de ăsta tătărască, știi? Cu carne de oaie și cu coana care acolo mă știe de pe vremea aia și a zis, veniți mai încolo să vi le prăjesc mai bine, nu știu ce, știi? M-am gândit să o invit să fac o emisiune cu ea la gătit, așa că... Bun, deci au fost ani foarte frumoși, știi, că ignoram până la urmă, știi, și dacă nu erai obsedat, că mulți, nenorocirea scriitorului român a fost că exista cenzura interioară, știi? Autocenzura. Și zicea, domne, nu pot să scrii așa. Ori eu n-am ținut cont, eu m-am născut ca un om liber, în slobozie acolo, fiu de lăcătuș mecanic, n-aveam complexe de... Și am scris unele poezii care... Dacă citite astăzi, o să zic, domnule, hai că asta n-a apărut, știi? L-am citit aia, cu dosarul meu crește că... Mi-am cântat dosarul securității în poezie. Și am trecut de cenzură, știi? Și multe alte, știi? Nebunul care dărâmă satele. Am reușit să strecor așa. Să baza chestia asta și pe faptul că cei care au la cenzură, unii erau căzuți acolo la munca de jos, avuseră alte funcții, unii scriau și ei poezii, unii mă admirau chiar, știi? Se întâmplă chestia asta, știi? Să te admire ăla care păzește călăul. Cum îmi spunea Negoițescu, marele critic literar, care era homosexual, îmi spunea, eu și când eram în pușcărie, zice, se îndrăgostise de mine ăsta... Gardianul? Gardianul, zice, și ne mângâiam printre gratii. Ce chestie tare! Imagine, da, da. Deci eu, în fine, făcea parte din nebunia acelui sistem, știi? Dar totuși erau hăituiți homosexualii pe vremea aceea. Erau hăituiți, deci la CNSAS mi-am dat seama că aproape 90% din cei care erau homosexuali au devenit informatori, pentru că ei aveau de ales între a face pușcărie și pușcărie nasoală, sau a deveni informator, că intrau în lumea... Și mulți semnau acel contract cu diavolul. Nu toți, deci cum era, de exemplu, mare prozator Sorin Titel, care, spre osebire Nego, care îi spunea liniștit această nu poveste ascundea lui. Latura asta. Nu și ascundea. Sorin Titel era un om foarte discret și nu știu ce. Și l-au prins o chestie, avea un iubit, cred că era un regizor pe la... un teatru din Brăila, în fine, și l-au obligat să devină informator. Dar m-am uitat în dosarul lui, nu a scris despre nimeni, nimic nasol. Ăla era nemulțumit, securistul, că, domnule, nu vine la întâlniri, nu spune nicio informare. Înțelegi? Că aici depindea de firea omului, știi? Pentru că securitatea avea obiceiul să intre pentru cei vulnerabili, știi? Dacă aveai rude în pușcărie, înțelegi? Erau de o ticăloșie fără margini, că după ce aveai părinți în pușcărie, te mai prindea și pe tine cu chestia asta, știi? Și iarăși o chestie, că mulți se dau, eu n-am fost membru de partid. 99% din informatori erau nemembri de partid. Pentru că dacă erai membru de partid, ca să devii informator, trebuia să ai acceptul organizației de partid. Așa era... Da, era lupta chestia între partid și securitate. Da. Și deci, partidul încerca să controleze deci securitate. Era mai complicat să... decât dacă aveai tu aveai vocația să te oferi... Da. Pe aici când se plimba Ceaușescu, de fapt se plimba Ceaușescu pe faleză pe aici? Nu ajungea până aici. El avea acolo la... E la câteva sute de metri câteva pentru cei care ne urmăresc. De metri, era în zona aia... Vila de protocol. Vila de protocol și dacă se plimba, venea oia și spunea goleau plaza. Ușchela, că vine babau. Dar v-ați nimerit vreodată la mare în timp ce venea Ceaușescu? Păi una dintre întâlnirile la care am participat a fost la mare, când l-am văzut prima dată pe Ceaușescu. Și unde avea loc această întâlnire? La vila lui? Nu, era nu mai știu ce hotel, unde avea o sală mare acolo, aproape de ea, și acolo era întâlnirea. El a început, pentru că el scria poezii. Aici e chestia, știi? Poezii scriu mulți de ăștia, așa, analfabet, știi? Cum era și el, de altfel, săracul. Și atunci avea oarecare simpatie pentru scriitori, știi? Care, el, expresia lui era, scriitorii sunt ajutoarele de nădejde ale partidului. Și erau, pentru că mulți mâncau
nu știu ce, scriau poezii și proză cu activiști, cu, mă rog. Până anii 80, când s-a puțit treaba așa și numai în 80 a avut ultima întâlnire la care am participat și eu. Chiar în 1980? Da. Deci atunci, timp de 9 ani... Din 80 nu s-a mai întâlnit niciodată cu scriitorii, știi? Fiindcă scriitorii erau lăudați la Europa Liberă, nu știu ce, au mai apăruseră câțiva dizidenți care fugiseră în străinătate, Paul Goma și nu știu ce. Credea că umeltiți împotriva asta. Da, și atunci probabil și securitatea atrăgea atenția că în lumea scriitorii se mârâie, nu știu ce, da? Și atunci n-am mai vrut să... Apăruse gașca de scriitori din jurul lui Eugen Barbu, care au vrut să facă Uniunea Scriitorilor Comuniști. Erau vreo 100 și ceva de scriitori, la trăseseră chiar și pe Nichita Stănescu în această chestie, că Nichita în ultimii ani, datorită vocii, își pierduse puțin radarul, știi? Și Nichita era de partea ălora, la ultima întâlnire, știi? Dar Nichita, după, în timp ce bea, scria poezii? El numai când... Numai când bea. Când bea, scria în ultima vreme, pentru că el nici nu mai scria. El doar dicta. Își vorbea poezia, era genialoid ca vorbitor. Dar ca să scrie o poezie, totuși îți trebuie să stea în spate îngerul ăla al inteligenței artistice. Dacă pică beat îngerul, scoți pe gură chestia așa, dar nu mai e atât de bine... Puterea versului. Da, și atât de bine... Atunci Dora, soția lui care a murit de curând, nu știu, anul trecut, care era o fată frumoasă și mai tânără ca el cu vreo 40 de ani, ea îi scria versurile. Și atunci el pe unde se ducea? Scria pe șervețele, la masă, chiar. Era, cum am spus, era genialoid că avea, ca dintr-un vulcan curgeau, dar nu mai erau ținute închinși poeziile, știi? Și critica a observat chestia asta și el de-aia s-a supărat la un moment dat pe critică, nu au mai fost chiar așa lăudați și făcut așa și atunci l-au luat în brațe ăștia, băieții de la securitate, conugenică, știi? Și l-au luat cu ei. Dar destul de tristă chestia. Pentru că ultimele lui, la ultima întâlnire, când eu am zis nu știu ce, Nichita s-a ridicat și a spus, el vorbea așa, de ce îl jignești tovarășul Dinescu pe secretarul general al partidului? Adică o chestie absolut oribilă. Poate multe lume, doamne, de ce? Păi spun că ține de istoria literaturii. Nu-l jignise, nu știu ce am spus eu acolo, că era mai... Adică o chestie absolut cumplită, știi? Căzuse în brațele ăstora, știi? A și murit la puțin timp după asta. V-a scris vreo poezie vreodată, Nichita Cum? Stănescu? V-a scris o poezie, Nichita Stănescu, în timp ce era cu el? Nu, eu nu făceam parte din... El avea o gașcă de adulator, toți scriau ala Nichita. Eu scriam clasic, eu eram... La mulți se laudă, asta e poezia pe care mi-a scris-o Nichita nu, Stănescu. Nu, sau? Nu. În schimb, am în anii... Chiar în anii 80, în 75-76, într-o seară am dormit. Cred că am povestit, nu știu, la tine, dar am dormit la el acasă. El avea două camere la în Piața Amzei. Da. Și am stat cu un rabău, nu știu ce, eu stăteam la Mogoșoaia, n-aveam bani de taxi și Nichita a zis, vină, dorm la mine. Na, avea un pat lat, am dormit cu el în pat. Și cred că am povestit cum dimineața când s-a sculat, l-am văzut că bâșbuie cu mâna așa. Și jos avea o bastârcă de-asta din Serbia, adusă de Adam Puzlovici, fiii Țărnaușoare, era pierdut. Traducătorul lui. Și a luat sticla aia de bastârcă, așa, care era de trei sferturi băute, a făcut așa cu ea, să se învârtă, știi, ca un ochi de apă, ca un... Înțelegi? Și ochi magic. Deci, el și-a luat porția de dimineață. Micul dejun. Micul dejun. Pentru că orice alcoolic se scoală cu mâine tremurânde. Singura soluție este să iei cel puțin 200 de grame de tărie ca să-ți revii. 200 și a revenit, a sărit din pat, zice, hai să bem un whisky la Atene Palace, că era aproape, știi? Și în drum spre Atene Palace, deci așteaptă puțin. A intrat într-o alimentară, a luat o șampanie și când am ajuns lângă un bloc, când se facem spre, din Piața Amzei spre Atene Palace, acolo era o chestie de marmură, cred că există și acum. În acest loc a existat casa
în care a locuit Eminescu, era casa ăstea care a scris Budulea Taichi, cum îl cheamă prozator ardelean? Ioan Slavici. Ioan Slavici. Și Eminescu din când în când dormea la Slavici, unde, înțelegi? Deși nevastă sa era destul de-a dracu, îi făcea program, că Eminescu, în fine, nu... și scria, și Nichita Stănescu, aici a locuit strămoșul nostru Mihai Eminescu. Și a luat sticlea și bang, că la un vapor, știi? A trântit sticla de șampane aia. Un polițist care era pe acolo în tablagiu a venit repede, că s-a pognit chestia. A, zice, maestru Nichita, nicio problemă, era cunoscut în zonă. Și am luat-o la Atene Palaț. Ce două whisky-uri mari, nu știu, eu n-aș vrea să mănânc dacă se poate. Și eu am luat micul dejun și el a băut. Fiindcă alcoolicii nu prea mănâncă, știi? Așa, pe marginea fripturii au fășie și o chestie, da, dar... Dar era în formă, știi, era... Așa, Atene Palace era un restaurant cu foarte multă istorie și poveste. Dar sigur că acolo și Fănușdeagu și nu știu, aproape zilnic mergeau la braserie. Să mânca bine, încă, chiar și pe ultimii ani, așa, și asta era povestea cu Nichita Stănescu. Te spuneți că nu venea la mare. Nu venea la mare niciodată. Și aici, anturajul dumneavoastră care era? Fănuș Neagu, Buzura? Da, era tot, nu, cu Buzura n-am fost niciodată. Mie nu mi-a plăcut nici ca prozator și nici ca om. Era genul de ardelean, vorbea în șoaptă tot timpul, știi? Era un... Nu înțelegeam nimic. Părea că știe el multe chestii, știi? Cum i-a spus? Dumneavoastră v-a spus sau lui Andrei Pleșu? V-a dat Pită Iliescu, nu? Tot am spus, da. Pe el, după Revoluție, a ajuns pupilul lui Ion Iliescu. Și a fost făcut președintele fundației, elea... Precursorul, da. Institutului Cultural Român. Da, și fundații acolo el era președinte și așa a făcut Andrei Pleșu revista asta dilema. Genială, Dilema Veche, dilema alături semnale. De Cațavenci și de Plaicu Boi sunt revistele cele mai tari din capitalismul românesc, da? Da, și acolo Buzura, fiindcă din când în când în Dilema mai apăreau și mici ciupituri la adresa lui Iliescu, a venit Buzura și a spus, măi, nu vă e rușine, Iliescu vă dă pită și voi îl înjurați. În fine. Și Pleșu atunci a zis, rămâi tu cu pita ta, și a venit la mine, domnule, vreau să plec, nu știu. Și eu i-am propus să vină, eu aveam atunci un, scoteam... Plaicu Boi și am zis, măi, uite, vă dau eu două camere, nu știu ce. Și aveam și bani, vândusem acțiuni la Cațavenci, zic, dar dăm 20%. Am povestit-o, da, să mai povestesc. Și așa Andrei funcționat. Pleșu venea aici, la mare? Nu. Ei, cred că venea din când rar. Ei erau din altă lume cu noi, ca cu nu știu ce, nu erau din gașca scriitorii. Mulți din ei considerau scriitori, erau filozofi, cum ar veni, știi? Nu, am fost prieteni mai târziu. Erau două lumi care se intersecteze. Erau două lumi care, cu lumile paralele care existau în acea vreme, știi? Ce gătiți zilele astea aici, la Mare Domnulesc? Ce gătiți? Acum? Da. O să gătesc la poezie și delicatețuri. De exemplu, vreau să fac o emisiune cu un prieten de-al meu care a fost muzician la, în Italia, a cântat la orchestră și care după Revoluție a venit în România și a deschis un restaurant la mare, nu știu ce, și specialist în fructe de mare. În fine, o să vezi că va fi o emisiune. Și îl pun pe el să gătească calcan și tot soiul de minunății. Apropo de pește, care e cel mai bun pește de Marea Neagră? Pentru că depinde pe cine întrebi. Am auzit calcan, biban, nu știu ce. Nu, biban de mare e rar. Calcanul e considerat cel mai... Cel mai bun pește de Marea Neagră? Da. Și să spun ceva, e mult mai bun decât ăla din Italia sau din Turcia. De-aia turcii vin cu vapoarele aici, cu vaporașe la braconaj, pun kilometri de plasă pentru că
calcanul din zona Mării Negre din România este cel mai bun pește din Marea Neagră. Dar există și alt pești cu gust de... Calcanul e mai finuț, așa e mai... Dar zarganul, de exemplu, care e un pește răpitor, mănâncă stavrit... Și e subțire, așa. E mai subțire, așa. Da, și e ca o ștucă de mare, așa. E foarte bun la grătar. Mie îmi place chiar mai mult decât calcanul, dacă vrei. Știi că are gustul ăla mai... E mai expresiv, știi? Dar îți spun și ăștia, micuții, stavrizii, nu prea mai există, știi, s-au cam dus, știi? Foarte interesant. Mai mergeți la pește? Nu, de când stau pe malul Dunării, nu mai am timp de pescuit. Eram nebunit după pescuit, știi? Atunci. Pescuiați de mic sau cum ați ajuns așa? Pescuiam de mic. Pasionat. Prima mea undiță mi-am făcut-o într-un bold, cu oață de papiotă și dădeam la cărășel. Mă duceam cu vaca. Deși stăteam într-un oraș, într-un care aveam vaci. Pe vremea aia, din anii 60, mulți oameni din Slobozia aveau vaci, era pe izlaz, se umpleau de vaci. Atunci cred că am văzut, eram cu vaca seara și am văzut un tren care mergea spre mare, probabil, și am văzut vagonul restaurant. Nu știam, când aveam eu 10 ani, că există vagonul restaurant. Și stăteam cu vaca pe marginea liniei ferate și vedeam niște oameni care mănâncă cu sticle pe masă, mi s-a părut că este ceva suprarealist, știi? Să-ți treacă în fața ochilor tăi de copil un vagon cu oameni care iau masa, știi? Și mi-am zis, băie, visez sau e ceva real? Am scris și o poezie, dar în vers alb, e greu să o reproduc acum. Dar m-a zguduit acea imagine, știi? Oare voi ajunge și eu odată să merg cu și de, să mănânc la vagonul. Și de altfel să știu, când fugeam de la orele, când eram elev de liceu, mergeam în gară, când plăcea mirosul de fum de locomotivă, știi? Era pentru mine mirosul speranței, că într-o zi o să mă urc în tren, ceea ce s-a întâmplat. Și o să fug din Slobozia. Bun, ați povestit că ați fugit prima dată în mine sau la Lupenzi. Da, da, da. Unde ați fugit? Da. Da. Nu era chiar cel mai... Dar până am plecat după... Cea mai plăcută alegere. Am fugit din Slobozia și... Dar la mare cu ce veneați pe vremea? Ce au șes cu trenul? La mare cu trenul. Eu n-am avut bani de mașină nici... După trei premii am un scriitor, așa, nu am... Că nu, nu... Dar apropo, dumneavoastră, de ce nu v-ați îmbogățit atunci? Dacă spuneți că un premiu era echivalentul unei case în Cotroceni. Nu, nu. Asta se întâmpla în anii stalinismului, în anii 50 până în 60, și era premiul... Deci epocadej. Era premiul de stat, nu premiul scriitor. Premiul scriitor consta, când am luat premiul pentru debut, de exemplu, al Uniunii Scriitorilor, la 20 de ani, am fost anunțat printr-o scrisoare la Slobozia, scosesem invocații nemănui să numea cartea, cu poezii scrise toate în liceu. Și... M-am dus la București să-mi ridic premiul. Și ce crezi? Am luat? Aveam un geamantan de la de carton, cam atât de mare, așa. M-am dus cu geamantanul să-mi ridic 10.000 de lei, era premiul. Mie mi se părea o avere, știi? 10.000 de lei, zic, îi bag în geamantanul ăsta, știi? Și m-am dus, am ajuns unde sediu PSD-ului. Acolo era sediul Uniunii Scriitorilor. Am stat la coadă acolo, erau... Și speriat, așa, bună ziua, zic, sunt Mircea Dinescu, nu au știa că la casierul ăla, care era bătrânul casier, zic, am de ridicat premiu, așa. Și ăsta mă uită la mine, așa, mă vede părinții, și îmi dă un fișic cu 10.000 de lei, era un fișic, așa. Eu i-am luat, așa, că i-am băgat în buzunar și cu geamantanul ăla ponosit, gol, așa, m-am dus vis-a-vis, că e parcul ăla, vis-a-vis de ambasada sovietică, o parte aia, și am aruncat geamantanul într-un tufiș. Cine l-o fi găsit și dacă îl păstra, putea să ia o groază de bani, că spunea, ăsta e geamantanul cu care a venit Dinescu să-și ridice premiul de debut. Și m-am dus acasă și am dat banii lui mama. Asta ați făcut cu banii, da, primul premiu? Da. Care i-a... Mi-am păstrat și eu, nu știu cât, vreo... 50 de lei, cred, 500 de lei. Am băut cu prietenii mei nu mai știu, lichior, cred că era, aveam și o iubită. Da. Asta s-a întâmplat cu... Deci premiul era ăsta. La premiul Academiei, când am luat premiul Academiei, am aranjat, era, scosesem, deci, proprietarul de poduri, luasem premiul scriitorilor, și am luat și premiul Academiei. Era tot 10.000 de lei.
am aranjat la Capșa, că eu mă duceam la Capșa cu bo și eu nu plăteam, că eram sărac, așa și cu Fănuș Neagu, cu Romul Munteanu, cu, în fine. Și mă duc la, ea mă simpatizau chelnerii că le dădeam cărți cu dedicație și... Vă dați seama, chelneri care cereau cărți, da, cu dedicație? Da, erau bătrânii chelneri la Capșa, la ora aia, nu erau ăștia, tinerii ăștia analfabeti care sunt acum chelneri sau... Erau niște bătrâni domni care îl văzuseră pe Ion Barbu, pe Arghezi. Camil Petrescu. Arghezi venea mai puțin la cârciumă, dar Camil Petrescu, Ion Barbu erau zilnic la Capșa, știi? Bașca, toată scriitorimea, cele, dintre cele două războaie. Așa. Și mi-am aranjat o masă acolo să invit pe Lucian Raicu, pe nu știu, vreo 8-10 prieteni. Și, în fine, ceremonia, vine președintele Academiei, nu mai știu cum îl cheamă, și spune, stimați tovarăși, din păcate anul ăsta, datorită situației economice, nu se mai dau bani premiu, dă numai eu. Diploma. Mi-a dat diploma, i-am spus, domnule, dar nu mai spuneți premiu, iertați-mă. Puneți diploma Academiei Române. Și eram îngrozit, ce dragul, ea veneau la prânz să le cu dau... ce plătesc? M-am dus la Uniunea Scriitorilor, era directorul fondului Traian Neancu, o mare figură. Cred că era bătrân, că fusese un soi de bodyguard al lui Groza, al lui Petru Groza, știi? Doctor Petru Groza, primul guvern comunist. Da, și ăsta tânărul Traian Neancu îl chema, scria și el poezie, așa mai... scrisese și o operetă, Plutașii de pe Bistrița. Da, gata, 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 hai, la, la, la. Așa că el se căsătorise cu o cântăreață de asta de la... era soțul, nu mai știu cum o chema pe nevasta, divă de operetă, știi? Și Iancu, dar era un om simpatic, așa, cam știa ierarhiile valorice, adică dacă erai talentat, îți dădea bani împrumut, că de-aia nu aveam bani. Că eu luam bani împrumut și când mi-a apărea cartea să iau și eu banii, mi-i oprea tot la fondul literar. Și m-a zis, nene Iancu, tata Iancu, zic, dă-mi 1.000 de lei împrumut, că mă așteaptă un premiu Academiei, uite, dă-mi pe el, poți să-mi dai 1.000 de lei, că era 10.000. Și așa am rezolvat chestia cu... Și cred că am mai povestit că la cap și eu fiind, venind des cu ăștia, ea mă știau și într-o zi am agățat o gacică mișto și zic, hai să o invit la Capșa, știi, să mă dau mare. Publicasem niște poezii până Luceafărul, mă așez la masă și spun lui ea, maestre, vreau și eu vinul la roșu, avea un vin roșu foarte scump, așa, știi, cu zmoală și cu păianjen pe ea, așa. Și se uită bătrânul chelner la mine, domnul Dinescu, zice, vinul ăsta e pentru aia cu bani, pentru fraierii cu bani. Zice, e cabernet, e același cabernet pe care costă 15 lei, ăsta costă 800 de lei, o avere. Dumneata ești poet și ești sărac, așa. De ce să te minți? Noi seara oprim toate sticlele și seara le umplem la loc cu cabernet de la, îi punem dopul, panjenii rămân, mai pun niște zmoală și le dăm în fiecare zi. Bă, uite, mă închin. Oameni sinceri și chelnerii pe vremea aia. Nu erau bandiți ca acum. Erau bandiți, dar în felul lor, așa, cu farmec, ca să zic așa. Insider Politic.